Asta este ordinea de zi. Avem aprobarea procesului de verbal al ședinței extraordinare din aprilie 2017. Proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea execuției bugetului local la finele semestrului 1-2017. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cleja de Subacrop a unor bunuri având categoria de folosință drumuri. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja de Subacrop. Atestat prin hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2001, anexa numărul 24, cu modificările și completările ulterioare. Și avem diverse probleme la care și anume avem o suplimentare. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol, stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, implementarea registrului național agricol și a registrului național al nomenclaturii stradale la nivelul Comunei Cleja, județul Bacău. Dacă sunt probleme privind ordinea de zi. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, sau cineva? Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă sunt obiecțiuni. Cine este pentru? Deci 13 ședința anterioară. Pentru primul punct privind execuția de tineri 1, dacă sunt probleme, dacă cineva vrea să întrebe, Alina este aici. Pe trimestru 1 n-am avut buget, avem salarii și utilități, factori capitale. Dacă sunt probleme cineva, dacă nu o să supunem la vot. Cine este pentru? Dacă se abține cineva sau cineva împotriva. Treci cu votul pentru, da? La punctul 2. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cleja Subacrop Bacău a unor bunuri având categoria de folosință drumuri. Exact ceea ce am făcut la PNDL-ul care au fost. Drumurile trebuie introduse în în domeniul public, același lucru face și cu următoarele străzi care urmează acum, adică proiectul care urmează a fi finanțat, care e depus acum. Dacă sunt probleme, aveți la mapă și dacă sunt probleme privind acest proiect. Dacă cineva dorește. În timp vom introduce toate drumurile în domeniul public ca să nu avem probleme. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă se abține, cine este cineva împotrivă? Următorul punct pe ordinea de zi este proiect privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja. Aici aș putea motiva cu denunța. E vorba de școală, e vorba de terenurile care aparțin ori care au fost aici înainte, am avut 4.000 de metri, în realitate sunt 8.000 de metri pătrați, dacă știți toată grădina asta de aia. Deci am făcut modificările astea. Dacă sunt probleme, dacă cineva are ceva de cine este pentru? Dacă se abține cineva, cineva este împotrivă. Deci trebuie să votul pentru, nu? Avem proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol.
Privind rectificarea, de operare privind rectificarea bugetului local. Aici ne poate da detalii. Dacă sunt discuții pe sănătarea și cu numărul, cine este pentru? Dacă se abține cineva? Avem hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la tine registrului agricol. Deci, la ora actuală se are în vedere ținerea la zi a registrului agricol atât pe format electronic, cât și de fapt o să fie numai format electronic. Noi am ajuns să stabilim, să ținem în continuare și pe registru și pe electronic. Cam asta, la asta se referă proiectul. Și ulterior va intra în vigoare registrul agricol național. Toată baza de date de la nivelul comun va fi interconectată cu Agenția Națională de Cadastru, deci vor avea acces la baza de date. Obligatoriu din 2018. Deocamdată domnul primar propune și dumneavoastră decideți dacă menținem completarea în continuare a registrului agricol pe suport de hârtie și electronic până când o să vină obligatoriu interconectarea cu registrul agricol național. Și mai e un aspect cu nomenclatura stradală, la fel a intervenit o modificare legislativă, va trebui introdus în baza de date națională compartimentul urbanism, persoana responsabilă va introduce datele și în nomenclatura stradală. Am pus la comisii și acte normative, hotărârea de guvern. Și așa, în Comuna Cluj, la noi deja se ține și în format electronic prin proiectul ăla cu Consiliul Județean. Acum, să vedem, o să transferăm probabil sau o să vedem să ne folosim și de baza de date care o avem actual. O să ne vină ușor, adică, pentru că deja noi avem și pe format electronic. Dar acum avem hotărârea asta de guvern care ne obligă pur și simplu să avem... Va trebui să procedăm ca atare, în conformitate cu prevederi legale. Nu cred că este vreo problemă, la noi n-a fost niciodată și nu cred că va fi vreo problemă în punctul ăsta de vedere. Dacă mai sunt discuții pe ultimul punct de la supra suplimentare, dacă nu se supune la loc. Cine este pentru? Dacă se abține, cine este pentru? 13 voturi pentru, nu? La suplimentă, de acum, divers, dacă cineva mai are. Extinderea de apă. Proiectul este făcut pentru extinderea de apă, dar pentru că extinderile care au fost anterior făcute n-au fost predate CRAB-ului, ele trebuie întâi predate CRAB-ului, după care ne dau voie să facem următoarea extindere. Cam asta este. Vreau să vă spun și eu că am cumpărat aceste tuburi unde și am început să pun, las-o mușca unde venea apa pe părâu.
aici pe Bicheș am început să facem șanți pe dreapta, să facem, oamenii deja s-au dus cu drumurile deasupra stâlpului, care mai la vale, care, deci să îndreptăm un pic drumul. Cu ocazia asta am făcut și șanțul care este și capetele unde o să, pentru că șanțul să fie în dreapta cumva, când vine apa să vină, să nu vină peste drum, în timp drumul ăsta va fi modernizat. Și atunci la capete vom băga câte un tub de 100 ca să intre pe jodoghină unde trebuie să vină. După care m-am apucat de decolmata și părăul de la Somușca. Pentru că în ultimii 25 de ani, sau chiar și mai demult, de când a făcut OIF-ul, a fost decolmatat părăul la ea, drumul deja nu există drum ca oamenii să meargă pe proprietățile din stânga. Și atunci am decolmatat părăul ăsta, am trecut pământul care l-am scos, l-am pus pe stânga ca să facem un drum până la capăt, iar drumul care coboară, cum se numește strada aia? Lucilor, care coboară pe Lucile, de la Sela lui Lenuța, coborăm și ieșim. Fărică ne-a spus că ne dăm voie ca printre terenul lui să facem drum, prin livada aia de drum acolo așa. Și vom face o intrare și pe partea asta și totodată vom face un drum ca să iasă pe Lucilor, să, cu ocazia asta gunoiul când va veni, să treacă direct în Bolarea, să poată culege și să poată colecta și gunoiul de pe strada Lucilor. Deci asta este. Am lucrat pe strada Clopotelor, mai avem un pic de balastare. Balastarea o facem cu părâul, cu balastul care scoți de pe părâu, ca să spun așa, ca să nu depozităm undeva. Drumurile astea vor fi făcute tot cu balastul de pe părâu, după care, la urmă, probabil, vom mai aduce câte o mașină. Aici se lucrează pe unul, ca să știți și voi. Deci acum la terenul ăla de sport, ca să nu mai intre apa, nu se poate face ceva? Da, drumurile astea care le-am cumpărat, tocmai, de exemplu, când s-a făcut drumul ăsta pe 322 aici, pe deal, pe Bicheș, sau cum se numește, Berța, nu s-au prevăzut tuburi ca apa să se scurgă pe jodoghină la vale, odată la Fănică, la, cum se numește, la Fănică, Stacătea, și odată la reti, zică reti. Și atunci toată apa venea, venea spre terenul de, aici, pe terenul de sport, și pentru că acolo și s-a făcut șerigola aia care s-a făcut, este în contrapantă pur și simplu. Am făcut ridicări topo, apa când se duce pe teren, se duce la oale peste oameni, pentru că și mai mult de atât, din părâu venea apa înapoi. Și atunci, acum am venit cu proiectanții. Vreau să fac un drum, să văd acum cum hotărăsc proiectantul. Deci facem, băgăm tuburi. Aici, la jodochină, la Cătia, băgăm tuburi ca să treacă de pe o parte pe cealaltă, că vin de pe Ligolă, de pe Berța, să treacă tubul și să meargă la Cătia. După aceea și la, și la Redi, iar la, în partea de la Valea, acolo, la intersecții, la domnul Joca acolo, ori pe dreapta, ori pe stânga, va trebui să băgăm un tub din capăt până în capăt. Deci apa care vine pe Rigole să nu mai meargă pe teren și cred că voi face totuși pe partea lui domnul Valentin acolo, la Vale, și vor fi niște tuburi de 1000 în care și deasupra vom placa, pentru că ai un metru și ceva, diferența de nivel, mă refer. Și atunci să nu mai intre pe teren, că pe teren n-are decât să meargă peste proprietăți apa. Deci așa vreau să fac. Am mai băgat tuburi și la unde au fost postul poștaș, am lăsat Somușca pe niște străzi, începem să băgăm ca să nu se mai inunde comuna. Dacă sunt alte... Sunt părerea de la monument, venea înapoi și tot... Păi venea înapoi și intra tot pe teren. Acum o să fac un tub acolo de la monument, să treacă apa, poate să se ducă înainte. Acum chiar am dat drumul la proiect, pentru că nu poți să-ți faci strada fără proiect. Iar unde avem drumuri de diplomat, acolo băgăm tuburile astea provizorii. Da. Acolo, dacă tu faci pe dreapta de la monument, să treci încolo... Nu acolo. Nu, Gica, ascultă-mă cum faci. Apa care vine de la biserică,
Faci un tub ca să treacă dincolo. Asta pe partea școlii. Pe partea școlii. Așa, pe partea școlii, nu pe partea noastră. Ascultă-mă puțin. Deci pe partea școlii trece numai partea care vine de Beberța. Iar care vine pe drum normal de la deal. Cred că o să văd proiectanții ce o să spună, că ei au venit, au făcut ridicările topo. După părerea mea, vom trece unde intră spre teren, iar în parte, vom face rigolă pe lângă case să se ducă la vale. Iar acolo, fiind pe coama aia, o să băgăm un tub de 100 pe o lungime mai mare, ori o să facem un grilaj de ăsta, cum se face, ca o canalizare, ca să spun așa, știi? Și să nu se ducă apa pe teren, practic. Și atunci am scăpat de mult de mai mult, înțelegi? Pentru că, pur și simplu, apa n-are cum să se ducă în deal. Deci, toată apa care vine de pe Berta trebuie să meargă de partea școlii. Exact. Exact. Acolo, așa facem. Deci vrem și cu ocazia asta vom scăpa de inundații, pur și simplu. Și acum și cu Părău. Acum am făcut acest studiu să facem schimbul de teren cu Redi. Până la urmă am ajuns la înțelegere cu el. Nu pot să fac schimbul până nu vine cu studiu și să-mi spună soluția, ca să, din punct de vedere, să facem și din punct de vedere legal, să înțelegi. Nu numai, dacă e vorba de schimb de teren, trebuie să facem în forma legală, știi? Și dacă reușim și acolo schimbul de teren și dăm drumul direct la apă, nu o să mai avem probleme, pur și simplu. Că acum, ați văzut, valul e destul de mare. O vită apa trece așa de ușor, de nu se poate. Acolo, singurul e cotul la rete, acolo așa. Acolo avem problema. Cred că o să rezolvăm și acolo, dar mai durează până nu reușim. Trebuie să facem schimbul ăsta de teren cu hotărârile Consiliului Local. Și după care vom face și drumul, acolo la drum o să trebuiască și acolo iarăși un pic de timp o să fie, o să trebuiască să expropiem pe la domnul Boșacor, știi? Vom face acte de expropiere, legea ne dă voie, omul dacă nu e de acord, îl expropiez pur și simplu. Prin hotărâre de Consiliul Local, îi spun, domnule, am nevoie de atât teren, la prețul, eu știu, la 1 euro, la 2 euro, îi dai metru. El a cerut acolo 20 de euro pe metru pătrat, a cerut să-i 80 de milioane pentru fosă, o cerut să-i mut copacii, deși am fost de 10 de ori la poarta lui. Nu se poate așa, nu poți. Adică toate lucrurile poți să faci până la limita legii, până nu putem să... Dacă omul nu înțelege, trebuie să folosim puțin legea, legea ne dă voie. Acolo va fi un drum până la capă și dacă vom face vreodată canalizare, trebuie și pe malul Părăului cu canalizare până în jos. Da. Dacă mai sunt alte probleme. Bucățica aia de drum care e de la pod, care duce la CPL. Așa. Da? Și paralel cu Europeana. Da. Am mai discutat, se poate face ceva, lărgi puțin, se poate să dea copiii la școală, părinții. Am văzut că sunt persoane care au ajuns deja în asfalt. Mai spune-mi o dată cu flori și cu... Unde mai... La Sociului. La Soci. Am vorbit cu Soci, păi zilele astea am vorbit cu Soci, păi zic, domnule, lasă-mi recolta, acum am ăsta. Ei, nu, dar stai eu să recolta. Nu. Deci, ascult-o leacă. Săptămâna viitoare, o săptămână, două, rezolv problema. Acum cotarul e prins. Mă duc o leacă și am zis cu Soci, păi domnule, dăm un metru de acolo, că mai este cât este. Dar de ce trebuie să ceri, domnule, că l-ai luat public? Cum ai luat? Poți intra așa în sufletul omului, trebuie să înțeleagă și el că trebuie să facem, asta este. Trebuie să înțeleagă, așa oricine ar putea să meargă cu florile pe un asfalt și eu, inclusiv vecinii mei. Nu mai dau voie la căruțe, nu mai dau voie la nimic. Nu poți să facem, uite, pentru că asta nu-i corect, îmi spune mult mai periculos copilul care merge pe Europeană decât florile. Nu. Ascult-o, Leandru. Pentru că ați ridicat problema, uite, săptămâna viitoare o zi și facem chestia asta. O să trebuiască după aia o mașină, două de balast ca să aranjăm drumul și facem acolo așa. Sigur, este problema cu podul acolo. Tot trebuie să ieși pe pod ca să treacă. Nu, dar pe pod este loc de trecut. Pod este loc de trecut. Bun. Atunci facem asta. Săptămâna viitoare rezolvăm problema asta. Și am... Da, o să-i cer scuze, da, domnului. Deci trebuie să înțeleagă și el, pentru că asta e. Am și o problemă cu liștiale. Pare rău că-i deschidea cu proiectul ăsta, dar culmea că parcă programați. Vine după ce se încheie programul la 3, vine mirosul. Suntem o grămadă care locuim la vale și poate să... Nu poți să stai afară, domnul, să-i mai fie. Vreau să vă spun că la ora actuală se lucrează la punct. Dacă înainte nu se pune accentul pe zonele care sunt
Adică trebuie autorizate ca să... La ora actuală, pe raza de un kilometru, de 1000 de metri, n-ai voie să construiești. Aici se ia în calcul cine a fost primul. Dom'le, la început a fost Ișicu și după aceea s-au construit casele. Că au fost... Nu, nu, nu. Sunt foarte multe. Așa este. Ei așa spun, așa este. Pe rază de un kilometru nu trebuie să fie case. Dar înainte, probabil, aceste prevedere, înainte de 89, ca să spun. Aceste prevedere nu existau. Oricum miroase. Era 500 de metri, depinde de numărul de capete de animal, peste 1000 de capete, îți trebuie un kilometru. Acum nu s-ar mai da, dar așa era atunci. Mai mult de atât, ce să spun? Nu știu. Trebuie să conformeze și ei și ceva. Practic, numărul de porci și cu distanța nu mă deranjează. Mirosul. Păi mirosul vine de la porci. Nu, de porci. De asta nu înseamnă dacă legea îi permite. Am citit chiar aseară, am citit. Într-adevăr, e vorba de 1.500 de tine de numărul de porci. Dar asta nu înseamnă că el nu poate să fie obligat să pună niște filtre, să pună niște, facă niște rafoase. Nu poți să dai rahatul pur și simplu, să-l dai pe câmp, oasmăt, nu poți să... Sunt multe chestii. Eu am impresia că vine mirosul când scoate din... Da, da, da. Dar nu vreau de dânci pe care dar ei ar trebui să... Dar din cât îmi scoate scoate nimeni? Că eu mă sunt un fermier care... Chiar cer ca să de aplicăm. Bun, pe iasă o să cer eu, o să caut un care tenem pe lângă tine pe acolo, și o să cer și o să duc un 4-5 din alea. Știi că am avut odată noi, de-ai pus tu omului acolo în față, nu. Grămada da, de... Da, a fost bun, și am pus în grădină și am pe termen scurt. Asta nu înseamnă că cum stai... Păi și aici miroase tot pe termen scurt. Și-am dat omului sub geam, mașina de bani... Păi da, pe termen scurt, și vine, știi că miroase numai când mi-i tanjează. Așa, așa. Domnul, atunci nu mă de cade și să o întreb. Domnul Cadea, fratele meu, că s-a zbătut de acum mulți ani. Deci nu avem ce face, e autorizație, uite, domnul a fost și ei doar, nu-i degeaba. Știți când miroase, când trag ei de acolo din bazinul ăla lor și apoi scade, 10 centimetri, atâta miroase. Dar durează, într-adevăr, o oră durează, dar mai mult nu. Înțelegi, asta este. Dar până la urmă, la noi porci am veșit ce? E bună carnea de porcă. Acum așa, ca să când avem porci, tot ne miroase. Ce vrei să faci acum? Spui părere. Dar o să fie problema mai gravă începând de anul viitor, când începe să fie pugul, pur și simplu se hașurează zona unde n-ai voie să construiești. Și pe rază de un kilometru n-ai voie să construiești. Oamenii, acolo este totuși intravilat. Oamenii au terenul de roșii. Doamne, dar cum? Nu-mi dai voie? Eu am cumpărat, am dat bani, am dat aia. Și n-ai voie să construiești. Acum noi o să vin anul viitor și o să facem o expertiză tehnică, mergem de vreo 40 de milioane la Iași, la aia care... Și o să stabilească pe două, domne, nu mai un kilometru, e 200 de metri, știi? Adică unde vrem noi să aducem lucrurile și după aia omul tot vine și construiește pe 200 de metri, după aia spune, stai că miroase. Păi miroase, dar nu cunoște, adică miroase, știi? N-ai ce faci. Dar poate că n-are altă posibilitate. Păi dar toți... Dar cel să poate ia niște mături. Când au făcut casele în zonă, nu s-au știut că e acolo. Și nu vorbesc de tine, de altul, de altul. Dar majoritatea au făcut case cu știind că acolo este Ișicu și că mi-a acolo a avut loc. Domnul primar, nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar să modernizeze, să mai vreau la ori. Hai să vedem la zare, să vedem acolo. Dar da, o să de fost, să că nu ești în situație, nu fi interesant. Cum ar putea și ei aici, nu știu, de exemplu, să schimbe modul ăsta de bazinilor, să le astupe, să le n-ai Așa o să vină mirosurile din după. Ai vorbit. Dar și dacă vine vântul, ai vorbit că să vitajeze. Ăla are un pic de distanță. Nu e foarte la roată.
La Bărcet a putut să fie chetărit, am mai ieșit, la noi, nu știu care motiv. Dar acolo nu l-au închis, acolo e expirat. Pentru l-au închis. Și la noi nu poate fi expirat. Că e o lumea. O expirat, dar nu e corect. Deja nu se dezvoltă din cauza de la Crești. Și... Dar Crești nu l-au făcut acolo fără avize? O să o ocupați să faci bani fără avize? Și la noi nu. Nu e din cauza asta, din cauza că ești departe de oraș. Nu poți să te pui cu Bărcescu, nu te poți pune cu Mărgideniu, nu te poți pune cu Hemeiu. Da, da, au respectat energia care trebuie să se încălzească la un kilometru și ceva. Și vreau să vă spun că, pe partea cealaltă, să știți că noi luăm un miliard de acolo pe an. Ca și... Nu poți să închezi un vot. Și de dincolo de la Saghin vreau să mai luăm tot un miliard. Și, practic, bugetul comunii vin din ăștia doi. Hai să te mă frate. Înțelegi? Vezi că în momentul când primești banii, parcă nu-ți mai miroase atât tare. Așa că sunt brăduleți, domnule. Domnule, ca să știți. E ușor de azi. Dar eu nu simt. Auzi, dar când era ieșit la Bărcescu, și femeia era și tot satul, era, dar nu numai că era, dar muște ce erau acolo, că nu puteai să stai. Control, aveți grijă să fie totul aerisit, totul spălat și totul este ok, așa se fac treburile. Și fraierii din Cleja, din toată partea, din zbun, suportă. Toți oamenii, să știți că am vorbit cu multe persoane care vi s-a plumit, poate, cu multe persoane care au luat această problemă, oamenii sunt foarte renuși. Și dacă cineva a plumit, nu? Am plumit, nu. Poate tu ai plumit, dar n-ai cum să faci chestia asta, vă rog. Asta a fost prima vară pe care a dus de fapt și de acum o să trebuie pe lucrurile. Dar uite, sunt o 3-4 posibilități de a rezolva problema. Hai, nu, dacă știi, sigur că da. În calitate de consilier te poți implica. Păi o să mă implic, că știi. Indiferent, pierd, nu pierd, că știi, nu că știi, n-am implicat. Știți că domnul fost viceprimar, vice care are nevoie de ea să ne pus pe cam? Dar o să pun tot timpul de la timp. Foarte bine. Dovedeți cine o să-ți mai dea. Păi nu, dacă dispar porcii și nu o să mai iei. Asta și mi-e altă poate. Ferim a doua. Tu știi că n-ai voie să diverge substanțe din astea pe cam. Dacă nu sunt perfect fermentate. N-ai voie. Una, până a ști și până a face ea. Uite că sunt un mult, poate mai vede și poate mai vede. Că nu ajungem iar la... Nu-mi întoarcem iar în timp. Nu-mi întoarcem iar în timp. Ai diversat... altceva prin perioadul ăla, să-mi poze și-l fie făcut. Care? Vorbezi de viață. Auzi, aia a fost o chestie politică care a fost pusă de voi să-mi facă felul. Așa că toată șmecheria. Și când ne-am dus cu domnișoara Alina și aveai trei mașini din bani acolo și mi-o să-i o la bucă. Am avem ceva de discutat, astea sunt de voi. Să de personale, hai să... Domnul Trebal, cu obținerea de drum, i-am dat nimic. O zi, o zi, dacă se poate rupi bulbări scalatorul, să mai spuneți de domnul Trebal. Și atunci ce mă implici pe mine, că domnul a fost viceprimar, cu unii și noștri. Primarul ăla, care e un pericol bun, n-ați circulat pe loc pe acolo, vedeți cât de greu e să vină o căruță din față și să vedeți cu mașina. Domnul președinte, exercitați-vă, domnule, atribuțiile. Nu, dacă nu fără să trebuie, și... Nu, oamenii, că nu aparține nimănui 2 metri de la stâlp de acolo. Da, dar tu, auzi, unde, domnule, acolo e malul ăla atât de mare, acolo, cum se trage mamă? Și atunci eu un pic cu bultul escalator, un pic așa și încărcat în mașină direct și călăt. Ce mare e așa? Așa mi se pare că e simplu, dar nu poți să tai malul chiar așa, măi, atunci, deci... Malul ăla e foarte abrupt, e foarte mare. Dar nu zic din malul cum e tăiat. Malul care continuă, ca să lăsăm un pic vizibilitatea. N-ați nimeni niciodată nicio căruță să vină unul să dea drumul la caia. Așa acolo se circulă cu o viteză cât de cât. Când vine ăla din foarte de la deal, nu mi s-a întâmplat niciodată să se putem o căruță acolo.
Dar nu e vorba de un colț, domnule, nu e altceva. E un colț, nu e un colț, e un colț de 4-5 metri, pare tot de mine. Câteva mașini de pământ de acolo care le ia de aici și basculează imediat. Uite, am de aia, să-l trebuie că este două săptămâni răstări și unul apoi iar. Exact. Acolo a fost curățat și acolo iar și-o crescut tot. Păi da, în continuu, deci se blochează bicicleta. Nu mi s-a întâmplat, nu mi circulați cu mașina acolo. Nu mi s-a întâmplat nimic. Nu contează cum își pământ, ci trebuie la altul pus în partea cealaltă. E vorba de o zi, de o să trimis o zi de cu... O să încercăm cu budurile să mă duci cu mașina, îmi găsa direct prin mașină. Dacă îmi vedeți bălării, să mai ia și lumea. Nu-i tot, dar nu-i niciun om acolo, să nu ia omul. Nu știu asta, dar asta. Mergi tu, undeva, pe tot, stai de spate cu curat. Am înțeles, Antonic, o să faci. Domnul primar, când a fost ploaia asta, așa cum a fost ea ploaia, o spălat tot balastul de prin dor și l-a adus la Valeci. Care e cauza? Mai la deal de Antonică de acolo, știi? Vine apa aia deasă. Da. Ar trebui să facă șansul ăsta în partea dreaptă, ca de să se ducă spre apa, să se ducă spre... Pentru că nu se poate, o spăla tot. Stai să spună. Și găuri acum... Inclusiv acolo interveni. Deci ca să spun așa. În proiectul ăsta care l-am luat cu tubul, decât tubul este acolo și unde vine de pe deal. Am fost și băgăm un tub acolo și ca să se ducă la direct în direcția lui Fănică acolo și adică să prin livada lui să se ducă la vale. Odată. După aceea, la Antonica acolo și unde e, mai la vale de Antonica, la fel mai băgăm un tub ca toată apa care vine de pe dealurile alea să se ducă în dealul pe Râul Crucii. Să nu se ducă la vale. Asta facem acum, adică, înțeleg. Ai văzut că am mărit, am lărgit șansurile, am curățat șansurile aici. Încercăm să le facem, dar asta e treaba. Durează un pic, fără autorizat de construcții nu pot. Am fost cu ăștia, am anunțat, am venit cu ăștia de la drumul de județene, că drumul este al lor. Dom'le, veniți, haideți să vedem care este treaba. Au venit, au făcut poze, dar facem, rezolvăm. Vreau să spun că, ca să te apuci de drumul ăla, este drumul ăsta, un drum asfaltat stricat, e mai rău decât un drum balastat. Și au venit, domnule, venim și dăm afară tot asfaltul, în zona unde este foarte stricat și băgăm balast. Cam asta a fost răspunsul. Wow. Ieri m-am întâlnit cu... Băi, vreau să spun că la nivel național nu sunt bani. Deci ceea ce vedeți la televizor să nu credeți. Nu sunt bani, pur și simplu. Vedeți și voi la televizor ce este, promisiuni sunt și atât. Deci, mă duc la zilele viitoare, am să mă duc la președintele Consiliului Județean, mai stau de vorbă încă o dată cu el să mă ajute, ca să reparăm măcar și drumul ăsta de mine de la Faroan. Pentru că au fost de anul trecut niște bani prinși, când au venit cu situațiile de urgență, au fost și pe drumul ăsta prins, pe DJ-ul ăsta, ca să facă reparații. Dar nu cred ca să asfalteze. Ăsta a fost un drum electoral. De o noapte făcut. A fost, tu știi, câte stratul ăsta și acum s-au făcut biscuiți. Bun, dar deci nu m-am referit la asta. Da. M-am referit la treaba că a venit apa și a scos balastrul și s-a făcut două mai mari. Știu aia e ideea. Dar vreau să spun, ai văzut că am curățat peste tot rigolele, am curățat, dar acum sunt pe în faza de proiect și dacă pot să spun, inclusiv unde facem poduri, peste tot. Deci am luat toată comuna la rând cu proiectantul și unde punem ploaie, inclusiv aici, la Slău, la Gica, aici, sus, facem, să trimitem apa spre Jologhină, să nu mai vină sus apa până în colț, aici, așa, la centru. Facem acolo. La deal, aici, așa, la Roca, la Vale, acolo. Acolo, vezi că tubul a fost și acolo băgat, că venea peste casele oamenilor. Băgăm tub direct în Părău și acolo. Deci, știu, cunosc situația numai că pornim de la proiect, autorizații de construcții și să faci. Nu ai voie fără autorizații de construcții. Da. Uite, aici am vrut să fac aici așa și avem materiale cumpărate să facem. Și nu vreau să intru în beler. Am luat un arhitect deja, îi dai vreo 30-40 de milioane de costă proiectul. N-ai voie să faci fără autorizații de construcții. Mai ales că te apropii și de clădirea asta, că n-ai luat, acum zici că e un monument istoric, numai monument istoric nu este, așa, că alături s-au făcut altul, școală și tot așa. Și am vorbit cu ei, au zis, domnule, vă dăm avizul, dar trebuie să fac autorizații de construcții. Faci o găleată de beton, trebuie autorizații de construcții. Că mare lucru, avem băieți buni acum. Cine ar putea să facă chestia asta aici? Avem, că mare lucru să pun niște dale acolo. Nu, domnule.
și fac autorizații de construcție ca să nu mai dați nimeni cu ceea. Ce facem noi cu oamenii noștri? Nu vreau să plătim la nimeni, la nicio firmă. Tocmai ca să nu... Ideea a mea era asta. Că dacă o spălat balastul de acolo, să-l punem înapoi. Da, da, pentru că asta merge. Că mai ducem și până mai vine următoarea ploaie. Iar mai... Asta e viața. Da, n-ai cum așa. Pentru că ce se întâmplă? Fiind cu... Dacă te-ai copiata un pic, fiind, dar pune un pic de ciment. N-ai voie. N-ai voie. Dacă n-ai voie, n-ai voie. N-ai voie, de acolo. Păi să duc iar ceva. Păi asta e problema, de asta e și problema cu asfaltul. În momentul când pui ți-o scoți din prima, pentru că nu poți să compactezi, nu poți să trasezi, nu poți, înțelegi? Apar probleme. Acum ăla trebuie rău de la capra, adeși făcut de... Unde? Da, așa arde. Nu are ce să... Deci, ori faci un drum de balast, numai că o să faci praful cu aia, știi? Adică, după tine trece praf. Se vede asfaltul pe aici, pe acolo. Pe balast. Nu i-am mai trimis doar bulbă, tot trimitem, tot băi, du-te și îndreaptă. Deci, domnule, nu pot îndrepta. Și, într-adevăr, m-am dus eu cu el odată și unde a dat să asfaltul sare afară, ori rupe tot, ori nu. Nu, e așa, bă. Ce zic, dămbursem, agată și mașina mică, păi, agată și unul de la sfârșit. Dar unul cu un șospar, baia, unul șospar, baia acolo la crucea. Este acolo, la crucea, acolo cred că putem merge, într-adevăr, și cu budul nostru, să-l scot cu și simplu să-l îndrept, să îndrept drumul, și să nu fie. Dar este pe partea dreaptă, poți să treci de gel. Și am zis, bă, poate, ții și trec pe dreapta, știi? Mai spus să-mi s-o mușcă acolo, știți, gaura aceea mare, s-a băgat un bolovan, nu știu cine-l băgat, dar bine că-l băgat acolo, așa. Da, da, acolo da. Ăla dacă l-a stupă cu o leacă de balast, mai ține o leacă. Noi, i-am chemat, o făcut fotografii, s-a uitat, domnule, venim, unde vii? Ai, domnule, vii nu măcar așa cât de cât. Nu, nu sunt bani, vă spun că... Nu facem politică. Vreau să spun, sunt primar, zic, domnule, plec de aici. Păi 60-70 de primari că stau la ora actuală. Unde să deie bani? La nivel național, de ce aduceți proiecte și niciun proiect? Nu sunt bani. Dar am fi interesat. Că știi să ia, că e robinetul, că toate alea. Și banii au fost foarte puțini. Acum vreau să spun ce s-o dat. S-o dat la primarii PSD, la doi la PNL, s-o dat mai puțin. Și dar și la PNL și s-o dat un miliard jumate, domnule, ce să ăștia bani să dai tu un an înainte cât lua? Adică să dădeau bani. Acum la nimeni, nu? Să nu credeți că... Nu. Dar toată lumea cam... Ce faci la nivel de comună cu 2 miliarde? Nu sunt. Și acum și cu salariile. O să vin salariile, salarizarea asta. Care o să mai fac un pic de ordine. Dar care sunt probleme la diverse? Acum mai sunt probleme. Cu extinderi de gaz, ceva se mai... O să trebuiască, am vorbit cu extindele de gaz. Proiectarea nu costă mult, o zic, domnule, în jur de, eu știu, 20-30 de milioane pe kilometru. Depinde de cât e de complicat, știi, cât e de, și cât e, dacă sunt gimman, dacă sunt. M-am uitat și pe, ar fi foarte multe cartele de, a dus, pe, cel puțin la șoseaua națională, acolo, la pe șosea. Am putea merge până la Valea Mică, până la chiar până la port, că sunt numai case noi, dar asta presupune vreo 3 km, că trebuie să pui și pe o parte, dacă pui și pe partea aceea. 3 km, să te mai duci și în sus aici cu 2 km, 5 km, iar vreo 7 miliarde jumate. Cum am întrebat eu, cam un miliard jumate pe kilometru. Sunt posturi de la gaz. Acum, stabiliți. Dacă vreți să ne apucăm de gaz, ridicați mâna și dăm bani acolo. Atunci, dacă ajunge până în Valea Mică, da. Păi dacă ajunge. Amândouă. Păi nu, ajunge. Asta, nu, aici e și ideea. Dacă am pornit cu gazul de la Soci, voi te duci tocmai până la Doja, acolo, la intrare în Doja. Sunt case. Și te duci și pe partea cealaltă. Dar bineînțeles. Coșerilor. Luăm pe coșerilor, luăm...
Nu erau ca să aveau dacă acordul ca să se luă și luați în vedere. Noi am prins anul ăsta, am prins vreo 3 miliarde, parcă, sau nici nu știu. 3 miliarde am, dar 3 miliarde e foarte puțin. Numai, practic, o să spună, domnule, uite, eu lua la eu tras, mie nu mi-o tras. Dacă vreți, luăm un 5, facem un 5 kilometri. Nu, nu, nu. Să vedem, stăteam în, vedeam cu cofinanțările, asta mai stăteam un pic, că noi am depus un proiect pentru, cu drumul de asta, de care am făcut pe NDL-ul. Și așteptam să vedem dacă se aprobă, să vedem partea de cofinanțare care este, știi? Ca după aceea să pornim și cu dar. Putem porni și cu dar. În funcție de banii care ne avem, noi să luăm un dar. Cu camerele alea de supraveghere, ceva? Și camerele de supraveghere. Avansează? Avansăm, da. Încă n-am reușit să facem achiziția pe seapă. Totul acum se cumpără, inclusiv un sac de ciment cumperi pe seapă. Nu mai cumperi nimic. La liber, ca să spun așa. Și ai trei oferte. Noi am luat, acum luăm Dedemanul, luăm nu știu de unde mai ia, coșa e mai ieftin decât Dedemanul. Adică... Nu știu de unde și cum, dar probabil... Adică materia, nu luăm foarte multe. Doi saci de multe. Acum facem un bio la primărie, trebuie să facem, pentru că vine curtea de conturi. Și deja ne-au cerut ca să aibă birou separat. Domnule, ne puneți la dispoziție un birou. Și pentru treaba asta facem acolo unde a fost sala de ședințe. Facem un birou acolo pentru când o să vină, mai ales că dacă Eugen a plecat, angajăm acum o altă persoană în locul Eugen și vreau ca să nu mai stea aici, să vină în primărie. Și la iarnă să nu țin pita mai zăria asta încălzită. Adică, dacă nu-i nevoie, știi? Da, altceva. Dacă nu, declarăm ședința. Trebuie terminare, dar urmă așa la discuții, că rămânem acolo. Am vorbit, am vorbit. Am vorbit. Am vorbit. Am vorbit.